Trei zile de surprize, distracție și voie bună îi așteaptă pe mehedințeni începând de astăzi la o nouă ediție a Festivalului Berii. Evenimentul se desfășoară pe Promenada Crișan din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Artiști de renume vor încânta publicul în cele trei seri de spectacole. Începând de astăzi, mehedințenii sunt așteptați la petrecere și voie bună pe Promenada Crișan la Festivalul Berii. Evenimentul este organizat de Primăria Drobeta, Turnu Severin în parteneriat cu Boema Catering. Dați-mi voie în primul rând să-i salut pe severineni și să ne bucurăm în calitate de organizatori că și de această dată, sau mai bine zis și în acest an, am reușit să poposim în acest oraș minunat, încărcat de tradiție și istorie, să organizăm Festivalul Berii Drobeta Beer Fest 2022, un festival care de acum, zic eu, a căpătat tradiție aici la Drobeta, Turnu Severin. Ne dorim ca în aceste trei zile de distracție să aducem un strop de bucurie în sufletul severinenilor, oferindu-le ca de fiecare dată berea rece, pentru că e Festivalul Berii și, bineînțeles, ca de fiecare dată ne întoarcem cu produsele noastre tradiționale, de la mititei, cârnați, cârnăciori, fripturi, ciolan, pastramă de berbecuț, pomana porcului și, de ce nu, tot ce-și doresc cei care ne vor călca pragul în aceste frumoase zile, zile însorite. Că de fapt ăsta este și scopul, să-i răcorim pe severineni. Voia bună pentru cei mici va fi asigurată de cel mai mare și frumos parc de distracții, trenulețe, castele, tobogane, gonflabile și carusele în fiecare zi, iar pe părinții așteaptă grătarele încinse la maxim și stropite cu bere rece din belșug, precum și un fastuos show culinar cu berbecuș și viței la proțap. Ce preparat aici? Cu ce așteptați pe severineni? Ce să începem? Începem cu micul tradițional, cu un burs, cârnăciori, pastramă, de berbecuț, frigărui, cârnăciori proaspeți afumați, pomana porcului, pomana porcului, avem, suntem pregătiți. Îi așteptăm cu mare drag. Pe lângă nelipsita bere rece, severinenii pot găsi, în cadrul festivalului, și deliciul sezonului, porumbul fiert și copt, dar și delicatese dulci, baclava, ahadele și rahat. Așteptăm cu mare drag. Un porumb fiert și copt, foarte bun și delicios. Chiar l-am luat pe câmp ieri când am venit. Sunteți de aici, din zonă? Nu, sunt din Călăraș. Tocmai din Călăraș ai venit. Tocmai din Călăraș am venit la dumneavoastră, la Severin, cu mare drag. Și vă așteptăm un număr cât mai mare la noi aici. Spectacol. Severinenii au venit încă de la orele dimineții la festival, dornici să servească o bere rece și să-și răsfețe papilele gustative cu cele mai delicioase preparate. Ce v-ați luat aici? O porție de mici, de plăcere. Pentru a ne bea și o par de bere rece. E plăcut, e bine organizat de primărie și meritul conducerii primării și cine s-a implicat. E foarte frumos. Mai cu seamă pentru persoane de vârsta a treia. De bine, mai cu seamă cu temperatura care a fost colosală și acum, fiind un timp prielnic, merită să meargă cei de vârsta a treia la un picnic, adică la o bere, la un par, altceva. Deci vor fi trei zile de distracție. Am văzut și mulți interpreți de muzică populară. Vă încântați? Foarte bine, e plăcut și mai cu seamă că persoane de vârsta a treia le place muzica populară. Va fi frumos. Vedem că sunt foarte mulți comercianți. Ce vreți să încercați de la aceste parame? Orice, am încercat un portofel, ciorapi, orice. Și de mâncare? Păi de mâncare, de toate. Distracția va fi întoi 3 zile și 3 nopți, muzica va răsuna în tot orașul. Totodată vor veni și foarte mulți artiști. Da, spre bucuria celor ce ne vor vizita, timp de 3 zile pe scena din Bulevardul Crișan, că de fapt evenimentul se desfășoară pe Bulevardul Crișan, vor evolua artiști din folclorul nostru românesc, dar surpriza o constituie trupa Compact, care va evolua sâmbătă seara, iar duminică seara Pepe va încheia acest frumos festival. Din folclorul nostru oltenesc nu vor lipsi marea noastră interpretă Anica Ganțu,
va fi prezentă Roberta Crintea de la Doina Gorjului, din Banat avem interpret și, bineînțeles, multe și multe surprize. Rămâne ca severinenii să ne viziteze și să se convingă că, într-adevăr, ne dăm interesul să le creăm 3 zile de bucurie. Ne dorim ca, de această dată, capitala distracției să se mute aici pe Bulevardul Crișan. În prima seară de festival, acompaniați de orchestra Marian Magheru, vor urca pe scenă Adimitroi, Angela Magheru, Zorica Savu și îndrăgita Emilia Dorobanțu. Concerte în aer liber, muzică de calitate și de toate genurile, parc de distracții pentru cei mici și foarte multă bere rece, iar în cea de-a doua seară, acompaniați de orchestra Banat, vor urca pe scenă Ion Drăgan, Alexandra Adnana Serafim, Maria Florea, Mariana Tudor, iar trupa Compact va realiza un adevărat show. Ultima zi de distracție se va încheia cu orchestra Oltenia, alături de interpreți de marcă Anica Ganțu, Cristina Croitoru, Roberta Crintea, iar cireașa de pe tort va fi îndrăgitul artist Pepe. În cadrul acestui eveniment, Mehedințiul meu este partener media.